Bună seara, stimați telespectatori! Sunt Vlad Madan și în următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre alegerile prezidențiale care s-au desfășurat ieri în Republica Moldova, despre corectitudinea lor și, de fapt, despre reacția societății civile la aflarea rezultatelor. Invitații ediției de astăzi sunt Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara. Și Sergiu Ungureanu, activist civic. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnule deputat, vreau să vă întreb, Partidul Socialiștilor a așteptat acest rezultat? Cum poate fi calificat el? A fost o lecție pentru contracandidatul domnului Dodon? Haideți să le luăm pe etape. Să luăm pe etape, evident că noi ne-am așteptat la o victorie, evident că am luptat pentru această victorie și noi nu am început această muncă acum în luna septembrie ori octombrie. Am depus un efort enorm. Am reușit să mobilizăm și să ne consolidăm toate forțele. Am pregătit o armată întreagă de reprezentanți și observatori pe la secțiile de votare pentru a nu permite careva falsificări, ori în genere să fie fraudat scrutinul electoral. Inclusiv peste hotarele țării am avut reprezentanți, membri în comisii, deci am ținut situația sub control totalmente. Domnule Novac, precum e și firesc, aș zice eu, avem și persoane care contestă de fapt rezultatele acestui scrutin. Cum vedeți dumneavoastră? Pentru că la ora în care discutăm sunt o parte din tineri în mod special și vom dezbate acest aspect pe parcursul emisiunii, de ce anume tineri care bănuiesc nici vârsta de 18 ani nu au ieșit în stradă pentru a încerca să ceară demisia celor de la CEC, dar și a Ministerului de Externe a conducerii. Eu am o întrebare, de fapt, o întrebare retorică. Dar de ce acești tineri nu au ieșit să protesteze atunci când noi, socialiștii, am venit cu inițiativa ca să mărim numărul secțiilor de votare peste hotare? Noi doar nu am făcut specificare unde anume în Rusia, ori în Europa. În genere, peste tot unde este necesar. Că, deoarece noi am fost cei care am venit în repetate rânduri cu această Am făcut inițiativă. Un demers, o interpelare oficială către Ministerul Afacerilor Externe și am solicitat informația oficială câți moldoveni și unde anume se află, câți în Rusia și în alte țări europene. Am primit această informație. În baza la această informație, noi și-am venit cu o solicitare oficială pentru a mări numărul secțiilor de votare în baza legii. Adică 3.000 de cetățeni pot vota la cel mult 3.000, de fapt, la o singură secție de votare. Și când ne-au venit cifrele oficiale unde se află moldoveni, ne-am dat seama că, de fapt, sunt foarte puține secții de votare. De ce acești tineri nu au ieșit atunci să zică, da, este necesar ca să avem grijă de cei din diaspora? Acum când noi am trecut și peste asta, nu am fost auziți la acea etapă. Acum cuiva i-a venit mintea la cap că da, într-adevăr, socialiștii la acea etapă au avut dreptate și uite că chipurile diaspora nu a avut posibilitate. Dar de ce vorbim noi doar de diaspora? Dar celor din stânga Nistrului s-au oferit așa posibilitate. Nu au făcut-o nici pe asta. Să vorbim nu doar de cei din Europa, dacă să fim corecți și obiectivi, dar să vorbim și de cei din Federația Rusă. Ce cozi? Erau cozi mai mici în Moscova sau ce? Da, nu? Au fost formate erau cozi acolo. Mii de oameni erau acolo, care au stat și au înghețat ore în șir. Că dacă să luăm, când Europa cât de cât timp era mai blând față de Rusia, e ger deja. Oamenii erau înghețați. Eu am foarte mulți cunoscuți care stăteau la coadă ore în șir și așa și nu și-au putut exercita un drept constituțional. Deci trebuie să-i punem pe toți egal. Noi nu trebuie să spunem că să-i favorizăm da, pe cineva în defavoarea altcuilalți. Domnule Ungureanu, întrebarea mea rămâne albia tinerilor. Primul scrutin, în mod special, ne-a arătat o pasivitate a tinerilor. La cel de-al doilea, ei s-au mobilizat relativ, aș îndrăzni să zic. Astăzi, ceea ce avem în fața cecului demonstrează că ce? Au fost, li s-a sugerat să iasă, au existat anumiți organizatori, pentru că s-au văzut și anumiți lideri ai partidilor, atât parlamentare cât și extraparlamentare acolo. Cum poate fi explicat?
Situația ridică mai multe semne de întrebare acum. Da, este pe de o parte și anumite lacune în funcționare, a funcționarea CEC-ului, în funcționarea anumitor reprezentanțe de peste hotare, care și-au mai multe rădăcini. Rădăcini în nedorința de a rezolva anumite probleme. Nu s-au auzit, iată, precum a spus deputatul, când s-au înaintat anumite cerințe și atunci nu s-a făcut nimic. Iată că acum, când s-au lovit societatea cu adevărat de aceste probleme, care erau predictibile, oamenii le preziceau unele din aceste probleme, iată că acum au început să se mobilizeze, dar este deja cam prea târziu pentru aceasta, iar reacția tardivă a tinerilor, nu știu de ce a apărut anume acum, probabil sunt anumite jocuri politice aici, dar trebuiau să se mobilizeze poate mai bine atunci când trebuie să acționeze pentru țară, atunci când trebuie să arate activismul civic și un anumit soi de compasiune față de cele ce se întâmplă în țara aceasta, atunci când erau cu adevărat cerute aceste activități ale tinerilor. Acum probabil vor să arate puterii că sunt anumite greșeli, sunt anumite lucruri care nu s-au făcut bine. Nu cred că vor avea acum mare amploare aceste lucruri, dar totuși trebuie să se gândească ei cum să-și găsească o ocupație și un loc în această societate, dar și statul, prin mecanismele sale, puterea, trebuie să găsească o anumită soluție care să dea tinerilor speranță spre viitor, pentru că de cele mai multe ori ei au doar tendința de a fugi din această țară. Domnule deputat, vroiam să discutăm un aspect și după aceea vom lua o mică pauză publicitară. Să-mi spuneți, atunci când vorbim despre corectitudinea acestor alegeri, ieri majoritatea mijloacelor de informare în masă au discutat, aș putea spune, epopeea acestor buletine de vot în Portugalia, care au ajuns și nu au ajuns la locul de destinație. Cum s-a întâmplat aceste lucruri și tot din activitatea chiar a Promolexului au fost raportate și un caz de violență din partea unui primar democrat. Astăzi o putem spune deja nepătând imaginea nimănui. E vorba de primarul de Stepsoci asupra unui observator. Cum sunt posibile aceste lucruri? Chiar și ieri întrebam la ediția specială Reflector Analitic, un primar este Dumnezeu în localitatea respectivă? Își poate permite totul, inclusiv forța pumnului? Este regretabil că unii aleși locali recurg la astfel de metode, indiferent care sunt viziunile politice ale unui observator sau altul, trebuie toți tratați cu stimă și respect, dar în cazul în care se ajunge la legea pumnului, atunci evident trebuie aplicată legea deja penală, în cazul în care se stabilesc elementele infracțiunii și penalizat dur. Nimeni nu este în drept să facă că el la urma urmei nu este un împărat în acea localitate, este un simplu primar care este în slujba cetățenilor săi. Ceea ce ține de buletinile de vot care s-au plimbat prin toată Europa și mai nu știu pe unde. Din informația care o am eu, deoarece eu personal am fost responsabil de secțiile de votare din afara țării și m-am interesat de soarta acestor buletine. Aceste buletine, pur și simplu, când s-a făcut escala la aeroport, cineva a confundat acea valiză, a luat-o, eu chiar nu știu cum putea să se întâmple, însă a fost să fie. Măsurile luate de către Comisia Electorală Centrală au fost că au tipărit buletine de vot suplimentar, de fapt tot atâtea cât au trimis, și deja au trimis un alt colet cu cursa directă Chișinău-Lisabona. Asta a fost în ziua de sâmbătă, dacă nu greșesc eu. Au trimis acest colet, el totuși a ajuns la destinație, n-a fost dat peste cap procesul electoral. Deci, pe urmă, au găsit acest colet cu buletine de vot. Din informația care o am eu, nu a fost integritatea lor, deci cum a fost sigilat, așa și este sigilat mai departe. Urmează... Nu lăsăm loc pentru interpretări că au fost utilizate, că au fost... Nu. Deci ele urmează să se întoarcă în țară cu care cursă, nu vă pot spune, aeriană. Reprezentantul nostru la CEC a insistat pe formula ca Comisia Electorală Centrală să informeze toate sursele media
din Republica Moldova ca să asiste la acest proces de întâlnire pentru a nu lăsa loc de interpretare dacă s-a intervenit în acest colet sau nu. De aceea și cred că este de fapt un lucru bun ca să nu lăsăm noi loc să interpretez care și cum îi trăsnește prin cap, să asiste la acest proces. Cred că vor face. Domnule Novac, domnule Ungureanu, luăm o mică pauză publicitară, după aceea revenim în studio la discuție. Multora nu le place că noi spunem lucrurilor pe nume. De facto, argumentele sunt atuul nostru forte. Argumente-i fapte, veridic și important. Ofertă incendiară de la clubul de fitness Alexia. Abonamentul Day pe 9 luni doar la 222 de euro. Fă o schimbare în viața ta. Începe acum. Sună la 549-333. Oferta este valabilă până pe 30 noiembrie. Done. Cauți un loc perfect pentru comercializare? Ești interesat ca vânzările tale să atingă cote maxime? Centrul Comercial Grad îți propune cele mai avantajoase condiții de închiriere a spațiilor de comerț. De la 10 euro metru pătrat. Plasat în centrul capitalei vis-a-vis de gara auto, Centrul Comercial Grad întrunește condiții sigure pentru comerț și prestări de servicii. Centrul Comercial Grad, strada Tighina 46, telefoane 022-272-773 sau 0799-56100. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Stimați telespectatori, am revenit în studio la discuție. Între timp, ni s-a alăturat și Igor Sârbu, organizația Scutul Moldovenesc, pe care îl salutăm în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Bună seara! Bună. Domnule Sârbu, vroiam să vă întreb, care sunt așteptările, de fapt, societății civile de la noul președinte sau proaspătul președinte ales? Desigur, societatea civilă așteaptă să fie stabilitate în țară. Nici într-un caz nu se permite organizări de diferite dezordini și maidane. Desigur, nu a fost una dintre cele mai curate, să spunem așa, campanii electorale, dar la noi asta este o tradiție în Moldova. De fapt, de fiecare dată după alegeri, oponentul care pierde ridică mase la revolte, proteste, cu speranța de a schimba ceva. Desigur, sunt niște cheltuieli suplimentare pentru acești oponenți, fiindcă pentru a scoate în piață acești oameni, îi trebuie să le achite careva cheltuieli, transport, la fiecare separat să le achite. Știm cum se fac lucrurile acestea și vreau să vă spun că aceasta nu este societatea de vină sau merite oarecare. Vreau să spun că Maia Sandu a pierdut această cursă din cauza acestui miliard care a fost furat și populația a pierdut încredere în această guvernare, mai ales după așa șefi ca Vlad Filat și toată echipa lor, care știm cum s-au evidențiat pe parcursul guvernării sale. Un alt, să spunem așa, un factor nefast care a jucat fiesta a fost susținerea organizației LGBT, care imediat după ce LGBT a susținut-o pe Maia Sanda, a reacționat biserica, care poate undeva în mass media a fost vehiculat ca un pas foarte greșit din partea bisericii. Dar biserica nu a avut altă ieșire din situație. Când a văzut că această organizație care promovează niște valori anticreștinești susține pe Maia Sandu, a recurs la acest pas fiind nevoită pentru a scoate la alegeri toți creștinii de bună credință pentru a susține un președinte care a fost ortodox și întotdeauna a promovat valorile ortodoxe. Desigur, pentru noi acum este foarte important să fim calmi, să păstrăm spiritele la rece, fiindcă nu este exclus promovarea unui meeting de amploare care urmează. Da, dar în același timp, organele de drept probabil trebuie să fie foarte precaute pentru că se poate întâmpla să existe anumiți provocatori.
Exact. Păi asta și se urmează. Practic, acum spre asta și merge. Uitați-vă ce se, în America cum sunt aceste proteste, în Ucraina cum au fost. Cel mai rău este să nu mergem cumva pe calea acelui proces care s-a produs în Ucraina. Asta poate să fie cel mai strașnic pentru Moldova. Domnule deputat, nu vi s-a părut cel mai amuzant în toată epopeia asta că ei au cerut dreptul de a protesta încă cu o săptămână înainte, dacă mă înșeală memoria dumneavoastră, probabil sunteți mult mai documentat la acest capitol. Da, exact, domnule Madan. Eu încă am scris, încă săptămâna trecută am scris că se pregătesc care, de fapt, susținătorii contracandidatului se pregătesc de proteste. Și pot să vă zic că au depus cereri prealabil pentru Scoarul Teatrului de Operă și Balet și așa mai, de fapt, mai multe locații. Știți, când știi cu siguranță că deja 100% ai pierdut această cursă electorală, deja recurgi la tot felul de șiretlicuri. Eu chiar ascultam, de fapt, și în aceste momente, este această acțiune de protest care a început în Piața Marinării Naționale, pe urmă ei au plecat la CEC, acum parcă s-au întors iară din nou la monumentul lui Ștefan cel Mare. Dacă ascultați atent ce scandează ei, unul scandează una, alții alta, ei, bună parte din ei habar n-au ce-s acolo. De parcă socialiștii vor fi cei vinoveți din cauza că oamenii i-au votat așa masiv. Eu tot timpul am spus că Maria sa legătură are dreptate. Și am zis și la începutul acestei emisiuni, trebuia să iasă și să protejeze, ori să insiste pentru protejarea drepturilor când noi am fost cei care am inițiat am lansat acest mesaj pentru a mări numărul secțiilor de votare pentru diaspora. Acum deja, când au călcat pe greblă și au dat seama ce au făcut. Însă, pentru mine este straniu. Eu, din informația care o posed acolo, sunt foarte mulți liceeni care nici măcar n-au vârsta pentru majoratul nu l-au încă. Sunt și cei care au majoratul, este adevărat, dar o bună parte din ei sunt liceeni de pe la liceu Asache, de pe la alte instituții. Și eu vă zic sigur, eu am ascultat ce scandează ei, unii habar n-au ce e asta în genere Comisie Electorală Centrală și cu ce se ocupă ea. Au ajuns acolo, fluturau două drapele, apropo, au venit cu drapelul altui stat, asta încă e una, dar au venit cu drapelul Republicii Moldova cu stema de stat decupată de pe drapel, ceea ce înseamnă o profanare a simbolurilor noastre de stat. Și aici și se trage la răspundere. Exact. Penală. Și asta nu este prima dată când fac ei acest lucru, unele elemente. O parte din ei stau foarte bine, mersi, pe granturile care vin din partea cealaltă de Prut. Și acum ei cunosc foarte bine care este poziția președintelui Igor Dodon referitor la aceste mișcări unioniste. Deoarece Igor Dodon este un statalist convins și el nu ascunde că, uite, nu știu ce o să fac. El spune clar, oameni buni, eu o să fiu acel garant al Constituției. Ori în Constituția Republicii Moldova scrie foarte clar toate mișcările care militează împotriva statalității Republicii Moldova sunt în afara legii. Și punct. De ce în statul vecin, și nu doar în statul vecin, vorbesc și în majoritatea statelor. Majoritatea statelor se aplică legea? Păi, care e problema dacă o aplicăm și noi legea? Este ceva rău oare? Domnule Ungureanu, deci s-a creat un val de nemulțumiri chiar pe rețelele de socializare și acesta s-a creat chiar din momentul în care au fost anunțate primele date de către Comisia Electorală Centrală. Ori ăsta a fost, precum spunea și domnul Novac, a fost opțiunea alegătorilor, a fost acel vot pe care fiecare dintre noi am fost rugați să mergem la secțiile de votare să exercităm.
Deci trebuie să înțelegem, aici se aplică câteva elemente ale actualității noastre, ale situației noastre de astăzi. În primul rând sunt dublele standarde. Dublele standarde care am spus că s-au aplicat în mai multe țări, a fost exemplul Ucrainei, a fost exemplul altor țări, chiar și așa numitele Revoluții Arabe, unde se aplicau anumite scenarii când chiar poporul uneori era deturnat de pe linia democratică, pentru că, spre exemplu, rezultatele alegerilor nu conveneau cuiva, nu conveneau anumitor persoane, anumitor entități din afara acelei țări. Și iată, se încearcă și aici, probabil aceasta. Dar dacă stăm să analizăm foarte atent care sunt revendicările, care este tema protestului, aici vedem că nu există o substanță foarte bine definită, foarte clară. Ce doresc? Ce vor să facă? Cine este vinovat? Păi, pe de o parte, parcă ar fi un protest contra CEC-ului, contra Comisiei Electorale Centrale, dar aceasta spune că ea nu reprezintă o putere, deci protestezi, dar se protestează de obicei împotriva puterii sau împotriva unei decizii, deci împotriva unei forțe mari, unei forțe împotriva care nu poți altfel să lupți decât să protestezi. Deci se încearcă acum, dar nu se spune foarte clar că protestăm împotriva puterii acestei actuale și cerem debarcarea ei, spre exemplu, sau alte lucruri. Deci iarăși se pierde parcă un pic această substanță și vedem că diferiți protestatari au diferite viziuni, diferite curente poate sunt acolo, pentru că sunt și curentele unioniste, sunt și alte curente. Deci lucruri care sunt acum, poate este o substanță foarte amorfă, dacă așa spunem, unde se încearcă a realiza un protest. Dar dacă să analizăm mai adânc pentru ce se protestează, care au fost revendicările poate înainte de aceste alegeri, se spune că au avut loc falsificări și în urma acestui vot vom pierde, nu știu ce vom pierde, foarte multe vom pierde. Deci lucruri care sunt cel puțin ridicole și cel puțin nu par deloc adevărate. Atât observatorii naționali cât și cei internaționali au constatat mici abateri de la legislație, însă nici de cum nu pun sub semnul întrebării valabilitatea acestui scrutin. Se întrebau de ce oare au votat alegătorii din Transnistria. Păi era și așa un subiect, o teză că nu... Păi oameni buni, avem cetățeni de-ai noștri, care considerăm cetățeni cu drepturi depline ca și noi, care sunt în stânga Nistrului. Republica Moldova este considerată pe plan internațional un stat integru, inclusiv cu raioanele din estul, din stânga țării. Deci acei oameni de asemenea au dreptul să-și exercite dreptul la vot și că au venit la Varnița sau că au venit la Sănătăuca sau unde au mai venit, acestea sunt dreptul lor de a-și exercita dreptul de vot, precum au dreptul și cei care sunt plecați din țară și trăiesc poate de 7, de 10 ani în afara țării, dar tot mențin cetățenia și vor să voteze. Păi bine, așa au dreptul și acei oameni care din anumite momente politice au nimerit acum în regiunea din stânga Nistru, dar asta nu înseamnă că ei nu au dreptul. Deci acestea sunt niște lucruri care, dar chiar și dacă luăm și punem toate lucrurile astea la un loc, să vedem care au fost substanța acestor, nu se adună decât, nu știu, câteva sau deci o fărâmă din tot, nu înseamnă aceasta că au deturnat rezultatul alegerilor și aceste alegeri nu pot fi anulate chiar și dacă se presupune că pretențiile care sunt acum expuse de acești domni care protestează s-ar fi adevărate, pentru că luând chiar împreună toate acestea, în greutate nu valorează decât un 0,01% din total, deci nu putem spune că este un element care a influențat efectiv alegerile. Domnule Sârbu, în cel de-al doilea scrutin, concetățenii noștri s-au mobilizat. Aceasta pentru că au înțeles până la urmă însemnătatea acestui act, dacă vreți, istoric pe de o parte, sau au fost mânați de nevoile de cotidian, de problemele economice, sociale, ale zilei de mâine și atunci au optat pentru o nouă schimbare? Vă rog. Primul tur a arătat că, într-adevăr, este nevoie de o mobilizare mai totală, să spunem așa, este nevoie implicarea tuturor cetățenilor și vreau să spun că acest tur 2 a arătat, să spunem așa, chiar o unificare a cetățenilor din Sud, Găgăuzia, Transnistria, chiar și cetățenii de peste hotare, atât din Europa cât și din Federația Rusă. În principiu, mă îmbucură faptul că moldovenii s-au simțit uniți anume prin aceste alegeri. Dacă au votat pentru diferite tabere, este altă întrebare. Dar uitați-vă aici, am fost mobilizați și am fost uniți. Adică toți au fost la alegeri, practic, s-au străduit să participe după măsura putințelor. Este un moment foarte plăcut că din partea stângă a Nistrului s-au implicat așa de mult moldovenii noștri și nu înțeleg de ce asta a revoltat pe cineva, deoarece când sunt alegeri în România, moldovenii noștri cu cetățenie română la fel participă în aceste alegeri în România. Adică este un lucru care în principiu este îmbucurător. Transnistria, care practic noi
încercăm să uităm ca parte componentă a Moldovei, iar dacă aveți să ajungă ca câștigător doamna Maia Sandu, eu cred că puteam în genere să pierdem acest teritoriu cu a ei viziuni. De ce mă bucur faptul că s-au evidențiat așa o participare masivă la alegeri? Domnule Novac, astăzi probabil ați și fost întrebat, dar și nu o singură dată, bănuiesc care va fi vectorul politicii externe. De ce remarc lucrul ăsta astăzi? Pentru că s-a creat o anumită confuzie raportată la acțiunile pe care le va întreprinde domnul Dodon în calitate de președinte. Haideți aici, poate pentru prima dată după aceste alegeri, să dărâmăm anumite mituri raportate la partenerii noștri atât din vest cât și din est. Eu nu cred că sunt careva mituri. Noi, de fapt, în cadrul acestei campanii electorale am vorbit atât despre vectorul extern că... Fiecare a înțeles deja. Fiecare deja a înțeles. Însă dacă să... pentru cei care nu au înțeles, evident că noi am optat și optăm pentru buna prietenie cu Federația Rusă și cu statele europene. Și aici când vorbim despre... Federația Rusă, noi vorbim despre un refresh, dacă doriți, un restart a relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă, care, cu regret, în ultima perioadă au fost puțin deteriorate din cauza unor mesaje care au venit inclusiv de la Chișinău și incapacitatea unor politicieni de a discuta, să zic așa, productiv cu cei din Federația Rusă. Însă, cert este că rușii niciodată nu au avut să zic așa o politică agresivă față de noi. Ei înțeleg foarte bine că Republica Moldova nu este o amenințare pentru Rusia și nici nu a fost niciodată. Noi avem nevoie de ei, avem nevoie în primul și în primul de rând de piața de desfacere. Noi avem nevoie de interesul nostru. Un alt interes este că cifra oficială care este, o avem de circa 700.000 de moldoveni care muncesc în Federația Rusă. Deci muncesc activ, periodic. Merg, se întorc înapoi în Republica Moldova, iarăși merg, vin. Acestor cetățeni trebuie de asigurat un pachet social. Acestor cetățeni care muncesc în Federația Rusă trebuie, de fapt, o inițiativă de-a noastră, de-a domnului președinte Dodon, ar fi ca stagiul de muncă care îl efectuează pe durata aflării acolo, să putem să ia în calcul când se calculează și vârsta de pensionare. Deci se ia în calcul acest stagiu de muncă. Și vorbind, mă scuzați că vă întrerup, vorbind de cealaltă extremă, acordul de asociere, iarăși, se va îmbla la dânsul dur spus așa? Dar nu are, noi, acesta este un mit care au început să răspândească. Nu, ce împuternicire are președintele țării ca să anuleze acordul de asociere? Nu, este o aberație totală, sunt prostie, aș zice eu, deoarece... și președintele țării a ratificat acordul de asociere. Asta nici nu l-a semnat și nici nu l-a ratificat. Asta e aceeași prostie cum e cu retragerea cetățeniei altui stat, de exemplu. Ce împuternicire are președintele Republicii Moldova ca să retragă cuiva cetățenia Rusiei, a Ucrainei sau a României? Au fost niște aberații de astea lansate în mod intenționat pentru a asperia electoratul de dreapta, care preponderent, care au cetățenia statului român. Deci este total absurd atunci când noi cineva vorbește că uite că nu știu ce o să întâmple. Ia ca noi deja de asta noapte, de ore bune, avem alt președinte al Republicii Moldova. Parcă nu stau, nici tancurile nu vin, dar nici hotarele nu s-au închis așa cum ne speriau. Tot normal, parcă oamenii soarele a răsărit. Tot e în regulă. Okay. Domnule Ungureanu, vreau de fapt să completați ceea ce spunea domnul deputat, dar eu v-aș și mai ruga să vă pronunțați asupra politicilor economice care urmează să fie implementate de către noul președinte și de fapt în contextul iarăși a ceea ce spunea domnul Novac a pieții noastre de desfacere.
Da, în continuare la aceea chiar am vrut să atingă un pic și temele economice. S-a discutat foarte mult înainte de aceste alegeri, ce vom păți, ni se dădeau diferite sperietori din astea, uitați-vă, dacă nu alegem cum trebuie, de fapt tot în mod democratic, noi avem drept să alegem, dar ni se spunea că vom pierde ce, vom pierde cealaltă și așa mai departe. Eu cred că totuși aici va fi un pic altfel. Va apărea un refresh, dacă vreți, va apărea o reîmprospătare a relațiilor noastre, atât cu Estul, cât și cu Vestul. Nu vom mai fi, spre exemplu, nu vom mai fi atât de duri sau atât de prost în relațiile cu Rusia. Noi trebuie să înțelegem foarte bine, ne place sau nu ne place, dar Federația Rusă este un partener strategic al Republicii Moldova. Practic, cea mai mare parte a exporturilor noastre, iar Republica Moldova este o țară care exportă în special produse agroalimentare, era destinată sau în cea mai mare parte ducea la Federația Rusă. Iar acum, ceva timp, din cauza deteriorării acestor relații, și vă spun că ele au fost deteriorate pur artificial și în mare parte din cauza incompetenței unor conducători din Chișinău, iată că Republica Moldova a avut de pierdut și cunosc foarte mulți agricultori mici care trăiau din aceasta. Trăiau din aceea, creșteau mere, creșteau anumite fructe, legume care în mod logic la sfârșitul lanțului se duceau în Rusia, spre exemplu. Dar și cu partenerii din vest trebuie să înțelegem un lucru foarte clar aici, că vom avea relații de parteneriat. Nu vor mai fi relații de vasalitate sau relații de comandită. Când venea, se dădeau doar niște anumite indicații, trebuie să faceți doar așa, necătând la interesul Republicii Moldova, necătând la niciun fel de alte lucruri care nouă poate nu ne convine, precum anumite legi, precum anumite directive care, spre exemplu, fiecare țară europeană, când vine o directivă chiar și din la Bruxelles pentru toate, are dreptul să o discute, să vadă care sunt punctele care convin, care sunt punctele care nu convin. Iar Republica Moldova până acum a dat dovadă doar de servilism total. Servilism care ducea uneori la știrbirea intereselor noastre naționale, pentru că am pus în aplicare chiar și aceeași lege a nediscriminării sau egalității de șanse, care până la urmă a trezit foarte mari contravenții în societate, în Republica Moldova, și până la urmă s-a dovedit că aceasta nu era o impunere pentru toate țările, pentru că sunt țări europene care nu au acceptat-o. Deci nu era o justificare prin aceea că trebuie să o impunem cu uite altfel. Iar o altă idee, o altă paradigmă care a fost expusă în societate acum a fost aceea că se vor închide granițele, că iarăși nu ne va da voie să mergem peste hotare, vom pierde relațiile economice și așa mai departe. Păi, oameni buni, relațiile economice se stabilesc între companiile partenere din Moldova și cele din Uniunea Europeană. Dacă produsele noastre corespund acelor cerințe, atunci noi exportăm. Iar problema cea mare este că la noi de multe produse nu corespund conform standardelor lor. Noi trebuie să investim încă foarte mulți bani pentru a aduce la acestea. Iar conform standardelor din CSI, din Federația Rusă, nu vorbesc doar de Federația Rusă, deci acestea corespund. Deci noi nu trebuie să pierdem o piață, deci cum pentru o vrabie de pe par, care cine știe dacă o vom prinde sau nu. Iar dacă până acum s-a discutat acei 7 ani din 2019 până acum că mergem foarte stabil pe calea europeană și așa mai departe, s-au semnat foarte multe acorduri și pentru care noi am avut și de pătimit sau de îndurat anumite lucruri, iar acum într-o clipită noi putem să pierdem toate aceste lucruri, atunci ne punem întrebarea cât de siguri erau pe ei și cât de sigure sunt aceste acorduri sau aceste lucruri care noi le putem pierde, uite, imediat dacă nu am făcut alegerea cum trebuie. Deci trebuie să vedem cât de sinceri au fost până cu noi până la urmă acești parteneri care ne-au promis atâtea, dar uite că ne pot lipsi de aceasta. Domnule Sârbu, în același context vreau să vă întreb, cel puțin săptămâna asta și postul nostru de televiziune, dar și alți colegi din media, au discutat despre rolul Fondului Monetar Internațional și ceea ce ne-a marcat această săptămână. Spuneți-ne, vă rog, era necesară o resetare a relațiilor cu Fondul Monetar Internațional și dacă da, de ce tocmai acum, înainte de scrutinul 2 de alegeri prezidențiale? Nu sunt economist ca să pot să vă relatez careva cifre. Vreau să ajungem la faptul, în politică se pot întâmpla lucruri de la sine, așa? Dar ca un cetățean simplu pot să vă relatez ce am observat singur. Vă rog. Reprezentanții politicii de astăzi, mai ales guvernanții care până acum, au învățat foarte bine poezia pro-europeană cu Fondul Monetar Internațional, cu investiții, granturi. Practic, noi deja, uitați, în ultimii acești 8-9 ani așteptăm să se înflorească la noi aici Europa, în Moldova. Și ce observăm? Noi am observat și ei ne-au dovedit lucrul acesta. Că toate aceste granturi și bani care le dă Fondul Monetar Internațional nu ne dă nouă la populație, mie, dumneavoastră, ei tot vin în banii la acești funcționari.
monar de stat care și rezolvă întrebările sale proprii și mai mult decât atât, toate aceste granturi vin pe spatele poporului care, după cât știm, noi pe urmă vom întoarce aceste datorii și aceste credite. Din punctul meu de vedere, este un factor nu prea benefic pentru Moldova că aceste granturi vin și se duc în buzunarele cuiva. Da, dacă ele aveți să fie asigurate pentru într-adevăr careva scopuri concrete și aveți să fie rezultate, adică nu doar direcționate pentru a face ceva, dar aveți să fie careva rezultate, atunci aveți să văd lucrul ăsta. Dar din câte se vede, poporul nu mai crede așa de tare în această poezie pro-europeană. Și la momentul dat, domnul Dodon, care o mare parte... Da, dar parte... domnul Dodon va trebui până la urmă să încerce să ridice credibilitatea instituției prezidențiale care a fost compromisă în ultimii. Corect. El, fiind în opoziție până acum, are la momentul dat o șansă extraordinară pentru a dovedi populației că, uitați-vă, el poate cumva să favorizeze, măcar prin acele mici pârghii pe care le avea, dar el va încerca să facă să salveze situația, fiindcă nu uitați că ne așteaptă alegerile parlamentare, care vor arăta rezultatul final și rodul muncii fiecărui politician care a lucrat până acum. Uitați-vă, atunci ar să fie rezultatul final și o să vedem dacă Igor Dodon va face față acestor alegeri sau nu. Domnule deputat Novac, vreau să vă întreb, ați fost iarăși întrebat, bănuiesc și nu o singură dată în campanie electorală, această epopee cu miliardul furat. Ce urmează să se întâmple? Pentru că domnul Dodon s-a pronunțat clar. Acum urmează să avem decretul de anulare a acestui pachet de legi, pentru că au fost mai multe la număr 7. Da, cu siguranță asta o să fie, este de fapt prioritatea. Noi de fapt avem mai multe priorități imediate, da? Toate sunt importante, dar știți cum, dacă să facem ceva care să aibă efecte imediate asupra cetățenilor Republicii Moldova, este scoaterea de pe umerii lor acestei poveri de întoarcere acestui miliard care... cineva s-a îmbogățit. Știți, eu am auzit așa o poveste în timpul campaniei electorale, că chipurile s-au găsit vreo 600 de milioane. Cred că și colegii au auzit, domnul Candu spune, i-am găsit vreo 600 de milioane de mâini. Atunci apare întrebarea logică, pentru ce mai trebuia dar de semnat acest acord cu femeie? Dacă banii s-au găsit deja. Nu-i logic. Logică nu-i. Și eu sunt departe de gândul că ei i-au găsit și i-au întors. Că asta a fost la fel o bombonică așa aruncată electoratului cu iz electoral. Că uite, noi așa de corect suntem că i-am găsit totuși acești bani. Asta nu este așa și noi ne dăm seama că sigur că nu este, dar dacă i-au găsit unii, că eu nu prea cred că ei stăteau undeva într-un sac ascuns la cineva în beci. Evident că era o întrebă, cum i-au găsit, cine stă în spate, pe a cui cont și așa mai departe. Deci au rămas mai multe semne de întrebare care nu avem un răspuns clar. Ce ține de inițiativa domnului Dodon, evident, ne-a mai rămas, sunt careva proceduri... Protocolare până la urmă. Proceduri, noi avem de fapt vreo 3 zile acolo, cel mult ca cei cu să facă totalizarea, să transmit toate actele curții constituționale, curtea constituțională la rândul ei are vreo 10 zile pentru, cel mult de fapt, vreo 10 zile pentru a examina și a se expune vis-a-vis de legalitatea desfășurării scrutinului. Deci noi ne trezim undeva pe la sfârșitul lunii, deja noiembrie. Cred eu că pe la sfârșitul lunii, deja oficial, noi avem un președinte ales nou, dar nu este încă investit. Deci aici, ca să fie clar pentru cetățeni, că o să dureze, ceea ce a spus acest termen, încă vreo 2 săptămâni, cred eu. Și imediat, peste vreo 2 săptămâni, când va avea împuternicirile legale, va începe să implementeze toate cele promisiuni care le-a făcut cetățenilor Republicii Moldova și vă zic că asta este foarte real și dumnealui o să o facă. Le place asta cuiva, ori nu le place? Evident că eu cred că o să fie un blocaj din partea actualei majorități parlamentare, deoarece nu au pus ei
acest miliard pe umerii cetățenilor ca să vină Dodon și să anuleze. Evident că ei se vor opune și se vor opune vehement. Faptul că acest miliard are și încă va avea mult timp efect negativ, noi am fost, de fapt și noi, fracțiunea parlamentară, am fost pe poziție ferme, că nu trebuie noi să ne grăbim în genere, ca să spunem, acest miliard pe umerii cetățenilor. Am mai auzit cineva de Kroll, parcă au uitat toți, nu știu cum așa, și de Kroll, și de investigație, și de nu știu ce. La noi își aduc aminte, noi de fapt, acum când s-au împlinit practic 2 ani, 2 ani de când s-au scos ultimii bani de la, când au scuturat Banca de Economie, ce mai rămas acolo, și au măturat de pe jos ultimii bănuți și au strâns cu săvocul, când a fost ultima ședință a Parlamentului, noi am propus introducerea ordinii de zi. Haideți să ascultăm pe guvernatorul BNM, cei de la CNA, Procuratura Generală, SIS-ul și așa mai departe. La ce etap suntem noi? Iarăși, din nou, ne-au blocat, că nouă nu ne trebuie, că noi ne amestecăm chipurile în investigații. Care investigă? Dar cine investigează? A văzut cineva o investigație? Nu, evident că nu se mimează o investigare. De aceea, noi trebuie să luăm o pauză cu acest miliard. El, evident, cetățeanul simplu nu l-a furat și nici... Eu nu mai vorbesc de spectrul legal. Este lipsit și de logică. Cum? Fură unul, întoarce altul. Asta de morală. De morală. De ce vrei? Aici nici nu știu ce se mai poate adăugat. Domnule Ungureanu, până la urmă, până la urmă, cu acest credit care l-a promis FMI-ul, trebuie să înțelegem foarte bine un lucru. Deci s-au furat niște bani, iar apoi, acum, pentru că noi ne-am asumat responsabilitatea, sau bine, guvernarea și-a asumat responsabilitatea că cetățenii vor întoarce din datorie de stat acești bani, deci noi trebuie să întoarcem banii furați și tot lor li se vor da bani ca formă de credit. Deci trebuie să înțelegem foarte bine că acestea sunt credite. Iar FMI-ul niciodată nu se conduce doar de partea economică când dă anumite credite anumite țări. Pentru că există și partea politică care apoi obligă acea țară să voteze cum trebuie, să fie așa și așa. Deci sunt anumite lucruri care sunt, dar pe lângă aceasta noi trebuie să înțelegem un lucru, că acel credit care s-a promis de circa 180 de milioane, sunt diferite surse, dar circa 180 de milioane, nu este nici a cincea parte din cei bani care s-au furat. Asta unul la mână. Doi la mână. Noi mai avem la fiecare tranșă de credit când se dă unei țări, când se dă Republica Moldova, spre exemplu, se vor pune anumite condiții. Condiții de diferite tipuri, spre exemplu, care pot să ajungă chiar până la vânzarea terenurilor, până la vânzarea anumitor active bunuri de importanță națională și așa mai departe. Deci, sau votarea anumitor tipuri, pachete de legi. Spre exemplu, cum acest pachet de legi care și premierul Pavel Filip a spus că a fost impus de către FMI ca să fie votat. Dar este o încălcare a Constituției și este până la urmă uzurpare, căci se încalcă punctul 2 al Constituției, care spune foarte clar că în Republica Moldova au dreptul să vină cu inițiative legale doar entitățile precum Parlamentul, Guvernul, Președinția, deci și atât. Deci aceasta este o încălcare. Spunem acest lucru că trebuie să înțelegem foarte bine că din punct de vedere economic nu s-a rezolvat problema. Nouă ni se vor da ca țară anumite credite, dar guvernarea și exponenții acestea au pus la punct un mecanism prin care să dilapideze acești bani. Banii să nu se ducă unde trebuie, să nu se ducă în economia productivă, să ridicăm întreprinderi, să facem ceva productiv în țara aceasta, iarăși se vor dilapida și noi vom rămâne cu datoriile. Asta este cel mai probabil scenariu. Deci trebuie să înțelegem foarte bine acest lucru și eu sper ca președintele nou ales care a venit să strice un pic acest sistem și să ducă lucrurile la punct și să avem o țară în care să nu ne fie frică pentru viitorul nostru. Domnule Sârbu, în această campanie electorală s-a mai discutat despre scoaterea de sub controlul politic a instituțiilor statului. Eu vreau să aflu părerea dumneavoastră, cu ce trebuie să se înceapă această scoatere de sub control și cum se va lupta cu oligarhii în Republica noastră. Desigur, cu toții știm că foarte multe organe de stat sunt politizate și, hai să spunem așa, chiar oligarhizate. Acum noul președinte are foarte mult de lucru și eu cred că el are pregătite anumite strategii în această direcție pe care încă nu le știu, nu le cunosc, dar sper și am foarte mari așteptări de la nou președinte și eu cred că toată societatea civilă lucrul ăsta îl va vedea, dar cel mai interesant va fi că guvernarea existentă îi va pune bețe în roți.
Și eu cred că deja pe... De fapt, anticipați o întrebare pe care vroiam să o adresez domnului Novac, dar vă întreb și pe dumneavoastră. Atunci când președintele nu va găsi susținerea parlamentului respectiv a guvernului, cât de eficient se poate dovedi el a fi? Eu cred că aici este nevoie de o înțelepciune ca într-adevăr moldovenii noștri să se unească pentru a aduce Moldova noastră la un viitor prosper. Dar dacă o să se înceapă ca racul, știu, ca și lepă, dar iarăși strag în toate părțile, desigur nimic nu se va primi, fiindcă președintele nu este Dumnezeu. Președintele are iarăși funcție, este un om angajat al poporului, care trebuiește să lucreze pentru popor. Și lucrul ăsta trebuie să-l demonstreze Igor Dodon. Dar și să fie în mijlocul oamenilor, pentru că tot ieri discutam aici despre ceea ce s-a întâmplat cel puțin în ultimii ani, când președintele țării putea număra pe deget de câte ori a mers în teritoriu ca să se întâlnească cu cetățenii. Vă referiți la... La ex-președintele Timofte, da, deja. Vreau să spun și chiar ex-președintele, domnul Ghimpu, adică domnul Timofte, adică este așa o istorie de președință ai Moldovei, care am avut în trecut, cu care puțin putem să ne mândrim. Și vreau să spun că asta este un pas foarte bun, că a fost ales acum un președinte care vede viitor în Moldova, dar nu în Uniunea Europeană sau unire cu România sau alte, adică care poate să dezvolte, să ridice poporul din genunchi de aici, din Moldova, care poate să facă, cel puțin în promisiunile sale, lucrurile se le relatează și acum nu are decât să se țină de promisiuni, fiindcă lucrurile astea vor avea un efect foarte mare la următoarele alegeri, cum am spus, parlamentare. El nu are altă ieșire decât să facă acum pentru că este presat din toate părțile. Desigur. Domnule Novac, atunci când președintele consideră una și încearcă să realizeze ceea ce și-a propus și în programul său electoral, când parlamentul, desigur, nu îl va susține, când guvernul va fi foarte rezervat, ce se va întâmpla? Eu cred că se poate... Sau e dur zis ceea ce am încercat să conturăm noi. Un scenariu posibil. Păi, știți cum... Eu cred că în cazul în care președintele Republicii Moldova, fiind având și calitatea de subiect cu inițiativă legislativă, iese cu o inițiativă legislativă, iar se trezește bruiat de parlament, să zic așa, blocat prin vot. De alianță, ca să fim concret. Nici nu știu, că alianță, coaliție, acolo nu mai pricep deja denumirea, pestriță, tărcată, de care acolo, că tot sortul. Evident că președintele se va bucura de o susținere foarte mare din partea cetățenilor. Și eu nu exclud faptul că ne vom trezi iarăși cu ieșiri la mitinguri în susținerea președintelui, adică masele să pună presiune pe parlament, asta în cazul în care avem o inițiativă bună, iar doar din cauza că ea vine din partea președintelui, noi avem destul de sumetenii de... Eu pot să vă zic că fracțiunea noastră parlamentară am înaintat o sumetenie de proiecte foarte bune, apropo, la care s-a muncit enorm de mult. Și ajungeam în comisii, le dezbăteam în comisii, erau, să zicem așa, bruiate în comisii, eram blocați, oprite, ca peste o săptămână să iasă guvernul cu aceeași inițiativă legislativă, copy-paste, 99%, schimba doar autorul la urmă, și veneau cu această inițiativă, chipurile aparține lor. Ia ca așa proceda. Deci eu nu exclud că ei pot să blocheze președintele și să vină pe urmă ei ca în calitate de autori. Deci aici sunt foarte multe scenarii posibile. Domnule Ungureanu, vreau să vă întreb scurt pe final de emisiune. Spuneți-ne, vă rog, noul președinte, revin la aspectul ăsta economic, dar și extern în același timp, unde trebuie să întreprindă primele vizite de lucru pentru a debloca aceste relații despre care spuneam un pic mai devreme? Nu, președinte, va trebui să îmbunătățească relațiile cu acei parteneri cu care acestea au fost deteriorate, în primul rând, și aceasta mă refer acum, cred că este o inițiativă bună, cum a declarat-o și dumnealui, că va vizita, în primul rând, Federația Rusă, iar după aceasta trebuie să nu uite că trebuie să construim niște relații de parteneriat, vă repet încă o dată, nu de relații de vasalitate și de comandită, cu partenerii din vest, în care să vedem ambii ce interese și ce ne putem îndeplini, care probleme putem rezolva reciproc. Domnule Sârbu, de asemenea foarte scurt, spuneți-ne, vă rog, noul președinte trebuie să iasă să discute cu aceste persoane care au ieșit în stradă?
Până la urmă, domnia sa și-a exprimat punctul de vedere și prin intermediul rețelelor de socializare și a îndemnat la pace, înțelegere și așa mai departe. Ce trebuie să urmeze? Eu în șirul acțiunilor logice. Un exemplu foarte bun îl vedem în America, unde după ce a pierdut, Hillary Clinton a fost printre primele care l-a felicitat pe Donald Trump. Cred că mai degrabă persoanele acestea care acum au ieșit la proteste, dacă au ceva de spus, ar putea ei să iasă la președinte, fiindcă președintele acum are foarte multe întrebări și mult mai importante de rezolvat decât să organizeze aceste proteste sau cumva să le... Să încerce să se încurce în ele. Cred că aici este nevoie ca ei să dea dovadă de maturitate, în special maturitate politică, ca să vină cu o colaborare. Că dacă Maia Sandu ar dori ceva să facă în Moldova și ceva să schimbe, nu are decât. Este foarte corect, cum a spus colegul, relații de parteneritate, nu de vasalitate. Adică dacă are idei sau propuneri, nu are decât să le expună ca să poată să le implementeze. Domnule Novac, domnule Ungureanu, domnule Sârbu, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Cu părere de rău, timpul a fugit destul de repede, avem mult mai multe aspecte ce urmau au fi discutate, de aceea vă fac această invitație publică ca să ne onorați cu prezența și la alte emisiuni. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi. O seară bună, pe curând!